Știi momentul acela când te mănâncă nasul și nu te poți scărpina? Ai pornit o revoluție doar să înceteze, mai ales dacă pare așa din senin. Doar privind videoul acesta și probabil deja simți nevoia să te scarpini. E la dreptul contagios, dar de ce pățim asta și de ce ne scărpinăm? E clar, videoul acesta o să fie cel mai enervant din câte am făcut. Doar vorbesc despre asta și deja mă mănâncă pielea. Îmi imaginez cum o să fie pentru tine care îl privești. N-avem ce face, e natural. A pornit de la strămoșii noștri și era un avantaj să-ți poți îndepărta de pe piele gâzele, spinii sau orice alt factor irritant pe care l-ai luat din călătoria prin natură. E un mecanism de apărare al pielii, iar să te scarpini când și ceilalți să o fac, ei bine, la vremea respectivă era util. Mai ales că trăiam în grupuri mici, nu prea igienic, iar paraziții săreau ușor de la unul la altul. E aiurea, știu, mai ales că odată ce am început, parcă mâncărimea nu mai dispare. De ce? Ideea e că nu prea știm, dar o să-ți explic totuși ce știm. Când un factor irritant se așează pe piele, gen o gâză, nervii de la nivelul pielii preiau această informație și o transmit spre creier. Trimit un semnal specific pe care creierul îl interpretează ca mâncărime. Semnal declanșat în special de două chimicale, histamina și serotonina. Ca răspuns aproape inconștient, creierul îți comandă să te scarpini. Chiar dacă nu vrei, te va face să vrei, va crea o nevoie din asta. Și o faci, Doamne, ce eliberare! Când ne scărpinăm, creăm o ușoară senzație de durere care cumva acoperă acea senzație de mâncărime. De aceea, dacă te ciupești sau pleznești, mâncărimea dispare ca și când te-ai fi scărpinat. Problema e că atunci când corpul simte durere, secretă serotonină care are rol calmant. Dar ghiși ce, ne provoacă și mâncărime. Și cu cât ne scărpinăm mai mult, cu atât secretăm mai multă serotonină. E ca un cerc vicios, e frustrant. Gata, închei aici că nu mai pot. Data viitoare când îți vine să te scarpini, nu o face. De fapt, mai rău o faci. Încearcă să te gândești în altă parte. Totuși, până data viitoare, dacă vrei să citești mai multe despre acest subiect, pun în descriere link-urile din care m-am inspirat și eu. Nu uita să te abonezi la canalul de YouTube și să dai like paginii de Facebook dacă vrei să afli și mai multe lucruri interesante. Link-urile tot în descriere. Iar dacă ți-a plăcut acest video și ți-a părut interesant, dă-i un like și distribui mai departe să-l vadă și prietenii tăi. Chiar mă ajută. Fii informat. Curiozitatea nu a omorât pe nimeni. Come along with me. I'll show you. We'll be right back.